cele mai afectate au fost orașele Ploiești, Câmpina și Comarnic, dar și comunele Bănești, Bărcănești, Puchenii Mari, Scorțeni și Tinosu. În total s-au înregistrat 12 case inundate, 4 subsoluri, 75 de curți și 3 străzi. Zeci de pompieri au intervenit pentru a scoate apa din gospodăriile oamenilor. Cel mai rău a fost în Câmpina și în zonele limitrofe, unde gheața a ajuns până la glezne. S-a circulat cu dificultate pe străzi, iar primăria a intervenit cu sărărițe pentru a îndepărta stratul gros de gheață de pe carosabil. Deci asta e grindină, nu e? E grindină, mică. E zăpadă. Nu. Mamă, ce orice. Da, au băgat lama mai departe. Da.